București FM 98,3. Astăzi, dragi prieteni, un domeniu în care eu cel puțin pășesc fără niciun fel de pregătire, tocmai de aceea este și un specialist prezent aici. Nu s-a legat bine, nici n-am făcut eforturi. Nu mi-este teamă de cai, îmi plac foarte mult. Cum nu mi-e nici teamă de mașini, dar n-am permis. Dar mi-este teamă de condus și mi-este teamă în cazul acesta de călărit propriu zis. Invitată astăzi în emisiunea În Comunitate la București FM, cum spuneam, Ana Rosel de la Clubul Ecviva. Ana, bine ai venit în emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Cu mare drag. Eu nu sunt, firește, atunci când vorbim despre cai, despre călărie, despre hipism, n-am... Haideți să spunem echitație. Echitație, ok. Spunem echitație. Deci, recunosc sincer, am mai povestit odată, am încercat o singură dată, s-a întâmplat, am fost cu o gașcă, cum era pe vremuri, era o hergherie, nu știu dacă mai e, Mangalia. Există, sunt hergheriile care au fost și au aparțin statului, ele sunt toate în continuare. Da. Înainte de 89 lucrul acesta, era un domn acolo extrem de amabil, care ducea calul de căpăstru, tu doar trebuia să stai pe cal în echilibru și să îți coordonezi, atunci mi-am dat seama cât de important e lucrul ăsta, să-ți coordonezi mișcările cu cele ale calului. Se creează un, am înțeles teoretic, se creează un echilibru în așa fel încât calul simte că are un partener în spate și nu un balot. Inițial e cam balot, din păcate. Da, și iar tu realizezi că acel animal extraordinar colaborează cu tine și te și ascultă. Teoretic am înțeles, practic eram, dacă nu știu, nu se potrivea nimic, am amețit un pic, am coborât și aia a fost. Dar cred că este un sport absolut minunat și odată ce încep să ai și o pasiune pentru echitație, atunci te însoțește toată viața, așa e, nu? Așa este, dar cred că în echitație întâi vine pasiunea. Și după aceea, dintre cei pasionați, se împart. Fiecare cât de mult își dorește, ce vrea să facă, dacă își caută doar legătura cu calul sau vrea să meargă și în direcția de performanță, unde pe lângă legătură e mult mai mult. E și ambiție, dorință de a face perfect. Timpul este enorm. În călărie se spune că nu mai există timp. Deci dacă ești într-adevăr prins de microbul călăriei, totul gravitează în jurul calului și a călăriei. Restul se mai întâmplă atunci când se poate, printre picături. Există o relație specială, la fel cum se întâmplă, nu știu, între stăpân și câine, de exemplu, între stăpân și acel câine? Există relația între omul care se ocupă de acel cal și acel cal. Există... Deci nu poți să iei un cal pur și ba simplu? Da, și poți să iei un cal, poți să iei un cal pur și simplu și în timp să se creeze o relație. Cum sunt oamenii? Te întâlnești prima oară cu cineva? Poți să devii prieteni sau nu? Iar după aceea contează timpul investit. O chimie pe care o simți de la bun început. Acum depinde. Depinde un lucru. Aici vorbim deja despre oamenii de cai. Oamenii de cai au un simț extra în față de ceilalți și își dau seama cu ce cai ar putea să colaboreze mai bine și cu ce cai nu. Dar pentru un începător? Pentru un începător, eu cred că cel mai bine este să se lase pe mâna antrenorului sau bine al instructorului cu care începe lecțiile, care îi va alege exact calul cu minte cu care el va putea în primul rând să câștige încredere, să înțeleagă despre ce este vorba, urmând încet încet, cu cât sportivul, elevul prinde experiență, să-și formeze o idee despre ceea ce va dori el de la animalul lui sau cu care va colabora. Pentru cei care ne ascultă și poate se gândesc, bănuiesc că nu are niciun fel de importanță vârsta, dar să gândesc poate să își dea copiii oricând la echitație? Copiii pot veni de mici, am avut și copilași de 2-3 anișori care au venit la ponei. E adevărat, nu puteau să stea foarte mult, se plictiseau, dar contactul cu animalul, primul contact cu căluțul, un pic o plimbărică la mână. Aveți și ponei. Există și ponei. Deci în Clubul Ecviva există 2 ponei mai micuți, foarte cuminți, până la cai de performanță care merg în concursuri. Am avut cai care au mers la concursuri internaționale, sunt cai cu pedigrie extraordinare, părinți campioni olimpici și așa mai departe. Dar avem de toate, avem de toate. Mi-amintesc că înainte de 89 sau imediat după, mai auzeai la radio când încă era prin țară, nu știu, un hipodrom sau se mai făceau curse de cai în România, poate să fac și acum, dar nu știu. Se fac și acum, s-a repornit. S-a repornit.
Și caii aceia de la vremea respectivă aveau niște nume foarte strani. Țin minte, mă întâlneam colegi de facultate și nu înțelegeam cum pot să-ți botez calul așa. Spunea pe culoarul 4 sau la diagnoza care a depășit calul. Acum, ca să înțelegeți de ce se dau uneori niște nume ciudate, există niște reguli pe baza cărora caii trebuie să fie botezați. Litera? În România, pentru calul de sport românesc, sau în Franța, pentru cel francez, este anul și litera. În regimul nemțesc sau belgian, trebuie să fie inițiala armăsarului. Păi nu mai bine decât să, dacă trebuie să fie cu litera D. Păi d'Artagnan, păi diagnoza. Păi da, dar știți cum e acum? Câți d'Artagnani pot să fie în condițiile în care într-o herghelie, într-un an, se pot naște niște sute de mânși? Și acolo, d'Artagnan 1, 2, 3, 5, 25. Da, 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 da. Junior. Eu am un cal, de exemplu, pe care îl cheamă Carlos 432, în nemțesc, e un bavarez. Sună și bine. Și era al 432-lea Carlos născut, da. Care exista. Dar, sincer, cred că e mai bine Carlos 432 decât diagnoza. Este foarte adevărat, dar poate să fie nume și mai ciudate de atât, adică da, da, ordonanța, da. Pedestraș, sunt unii și mai dubioși. Acum a fost inspirația domnului din, sau persoanei din herghelie plăcea, care da, da, a stat numele. Să-i plăcea cuvântul în sine, că într-adevăr da, i s-a părut așa că sună interesant. Sună cumva, așa, da, 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 da. Deci asta este regula care, da, regula aceasta este pentru cai de rasă sau cei cu pedigri. Pentru cai cu pedigri, exact. Pentru cai care vin din anumite pedigri. Și obligatoriu să respecte regula? La întrecerea numelui în pașaport, da. Pe fiecare cal are un pașaport al lui, unde se scrie pedigriu, unde după aceea se data nașterii, pedigriu, microchip, acum e cu microchip, nu se mai danghează. Dangaua era un fel de fier roșu, dar nu mai se face acum. Slavă Domnului. Nu mai e, gata. Și tot în același pedigri se petrece analizele de sânge, vaccinurile, cai, eu acum vorbesc în special despre cai de sport, cai sportiv, cai cu pedigri, cai care merg în concursuri. În schimb, calul care se naște în curtea omului din satul X poate să fie numit cum își dorește proprietarul. Dar acei cai care se nasc în curtea omului respectiv, presupunând că omul își iubește la nebunie animalul și are grijă de el din toate punctele de vedere, poate ajunge un cal care să facă performanță sau nu? Teoretic orice cal poate să ajungă să facă performanță. Orice cal. Numai că acum, gândindu-ne la partea de pedigri și genetică, automat, procentual, cel care genetic are părinți care merg foarte bine, are șanse mult mai mari să ajungă și el un bun performer. Dar s-a întâmplat vreodată așa că... Da, s-au întâmplat. Păi da, să vină cineva cu un cal ca în filme și să cu obțină o medalie. Se întâmplă, dar știți care este ideea? Asta este așa, acel mit. Toată lumea caută acel cal care vine din curtea lui Xulescu și câștigă o medalie. Subiect de film. Subiect de film minunat, așa vorbim despre Jacques Loup, care a fost campion olimpic, un căluț dintr-o mamă trăpaș francez și nu mai știu ce, și pur sânge, nu știu, adică oricum, un pedigri care nu era neapărat pentru obstacole, un cal care inițial a fost complicat și care a ajuns campion olimpic. Dar nu asta e ideea. Acum, în călărie, mai nou, călăria este un sport, dar este și un business. Ca în orice business trebuie să existe un randament, uh-huh. Și atunci randamentul îl dau indivizii, caii care au cele mai mari șanse să învețe bine. Știi de și ce să am performeze făcut, bine. De ce am făcut acest paralelism? Tocmai dacă orice cal, în teorie, poate ajunge campion olimpic, chiar și un caz, dacă s-a întâmplat, în care asta e speranța oricărui cal. La fel înseamnă că orice om, chiar dacă habar nu are, nu știe absolut nimic despre echitație, poate ajunge să stăpânească un cal, să-l călărească. Că da, și indiferent de vârsta la care începe. Da, da, da. Deci așa, ca să facem, să pornim, apropo de calul pornit din curtea domnului X, eu nu m-am apucat de călărie de copil. Eu m-am apucat de călărie adult fiind. Cum? Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Tot bine, așa? Călăria... Dusă la o herghelie? Nu. Deci eu mi-aduc aminte de când eram mică și primele mele amintiri erau dorința de a avea un cal. Eu am trăit în București, locuiesc în București, într-adevăr am bunici la țară, dar foarte departe, în Bucovina. Aveau și cai? Nu aveau cai și eu tot timpul îl tot rugam pe bunicul meu să ia un cal. L-am spus, nu iau un cal pentru tine când vii o săptămână pe an, nu se poate, calul trebuie lucrat zilnic. Și îmi rămâne în gestul anului. Da, pentru el era o muncă în plus, dacă el îmi lua mie un cal, el nu avea nevoie de cal în curtea lui, uh-huh. Și atunci să-mi ia mie un cal pentru o săptămână era exclus, nu. Deci vaca face lapte, calul nu. Și eu viseam cum să-mi țin calul pe balcon. Deci asta era, încercam să mă gândesc cum aș putea să-mi țin un cal pe balcon.
neștiind la momentul ăla. Din priviri, nu? Da, neștiind la momentul ăla că existau cluburi de călărie, n-am aflat decât foarte târziu că există așa ceva. Pentru mine calul era, nu știu dacă mai țineți minte, acel fundal al emisiunii folclorice cu acea blondă, rochie albă, care galopa pe un câmp. Aia mi se părea așa o chestie minunată. Marioara Murărescu o prezenta, emisiunea de muzică populară. Da, 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 da. Copil fiind, aia vedeam, exact. Da, da. Nu, da, îți rămâne. Tezaur folcloric, exact. E, și era așa, ți-mi minte și când trecea calul un pic așa cu încetinitor. Da, și era prin câmpul ăla frumos, da, cu margarete și cu flori și cu fân. Exact, aceea. El la momentul ăla, la vârsta aceea, asta era imaginea mea despre cai. Nu știam că există cluburi de călărie, că se face performanță. Nu era un sport care să fie foarte popularizat în acea perioadă. Nu era... Păi cam ăla era calul pe care îl vedeam la televizor. Da, numai că să știți că în perioada înainte de 89, echitația din România a fost foarte dezvoltată. Noi mergeam și ne băteam cu cei care acum sunt campioni olimpici, adică echipa Germaniei, Franței, Belgiei, echipa României se ducea și îi bătea cu cai noștri românești. Acum... Nu mă întreb care ar putea fi cauzele. Păi nu, sunt foarte simple cauzele. Financiare. Nu se mai cresc cai? Nu, financiare. Este un sport care, într-adevăr, pentru marea masă și pentru un nivel de hobby, este accesibil. Da, pentru performanță, dar pentru performanță deja începe să devină din ce în ce mai complicat. Dar noi nu avem financiar. Familii, părinți bogați care să continue. Acum au început să vină. Acum au început să vină și ne dorim să vină din ce în ce mai mulți și să înțeleagă beneficiile pe care echitația le aduce copiilor lor, pentru că este un sport care, pe lângă faptul că te dezvoltă fizic armonios, și aici fac o paranteză, este greșită acea idee, călăria face rău spatelui. Nu, călăria făcută prost face rău spatelui. Orice lucru făcut prost face rău spatelui. Vreau să spun că doctorii recomandă echitația persoanelor cu probleme la spate și la coloană, pentru că o echitație făcută corect, în poziție corectă, întărește musculatura spatelui și este bine. Bun, închizând paranteza. Dar la noi, uite, vreau să te întreb lucrul acesta. La noi, dacă te uiți în stânga și în dreapta, în orice oraș mare și nu numai, vezi o mulțime de oameni care cumpără mașini de peste 100 de mii de euro copilului, băiatului care a făcut 18 ani și după două luni cumpără alta. Bun, dar am și o întrebare. Pe câți i-ați văzut că vin cu calul și parchează în fața discotecii? Da, asta e vorba de copil. Nu, el va lua ce primește. Păi da, mă gândesc la părinți. Copilul va lua ce primește, numai că depinde cum a fost crescut. Pentru că acum, după cum vorbeam un pic mai devreme, într-adevăr... Cu calul în fața discotecii ar fi tare. Ar fi tare, da. Este foarte adevărat că au început totuși și oamenii cu bani să înțeleagă beneficiile acestui sport și să-și aducă copiii aici sau să se lase aduși de către copii, pentru că de multe ori copilul este cel care își trage părintele de mânecă și îl duce la echitație. Și copiii acum, cum au acces la media și peste tot, intră, caută, butonează, găsesc și mama, vreau și eu, vreau și eu, vreau și eu. Și până la urmă ajung la echitație. Imaginea aceea din Tezor folcloric o țin minte și era în principal, să spun, pentru fete. Băieții, noi aveam altceva, tot, dar de mult se întâmpla asta. Era un serial, un detectiv la New York se numea. Și era un detectiv care, așa începea și filmul, umbla călare pe cal prin New York și rezolva tot felul de cazuri. McCloud parcă îl chema. Nu știu asta. Mie mai înainte. Da, cred că pe aceea nu l-am prins. Da, în echitație echitație este un sport pe care poate să-l practice atât femeile cât și bărbații. În probe, în competiții, nu există separare între sexe. Dar ce este interesant este că la partea de început sunt majoritatea fete-fetițe. Când ajung să fie adult și ajung să fie sportiv de performanță, sunt mai mulți bărbați. Aici, de ce? Eu cred că este vorba de copil, nevasta, care trebuie să stea acasă să facă ce are de făcut. În România mă refer. Trebuie să faci un copil doi cât ești însărcinată, călărești până la un punct, după care trebuie să iei o pauză și cred că așa se pierd multe dintre călărețe. Dar există și călărețe în continuare, adică există adulte, doamne, femei care călăresc și fac performanță și o fac foarte bine cot la cot cu bărbații. Da, am o întrebare. Sper să nu pară ciudată. Nu e valabil și pentru cai?
Adică bănuiesc că așa cum se întâmplă cu o femeie, la fel se poate întâmpla și cu o iapă, să aibă moment în care va trebui să iasă din concurs pentru că... Nu va trebui, pentru că aici este decizia proprietarului dacă iapa rămâne sau nu rămâne sau dacă va face mânși sau nu va face mânși. Păi nu, interesul nu este să aibă o generație în continuare de care campioni. Dar acum pot să vă spun și alte secrete. Mai nou se pot face inseminări artificiale, se pot face prelevări de ovule, iepele care sunt foarte bune performanțe formere ca să nu piardă. A, și nasc altele. Da, și pormă se face inseminare, este mamă purtătoare. Adesea, aha, și genetic produsul este extraordinar, numai că nu mama, cea de la care s-a prelevat ovulul, este cea care i-a dat și naștere, ci o iapă oarecare mai puțin talentată. Din mai... curtea lui Costel? E, nu, că în curtea Costel nu prea face el inseminări artificiale. Din curtea celor care apreciază sau înțeleg importanța acestor ameliorări genetice. Ana spunea despre pagina ei de Facebook, am intrat bineînțeles să văd, și o fotografie chiar de acum două zile, pagina se cheamă, coincidență chiar numele invitatei, Ana Rosel, dacă doriți, deci Ana este cu 2 de N și Rosel cu 2 de S și 2 de E. A-N-N-A-R-O-S-S-E-L. Și acum două zile spuneam, e o fotografie foarte frumoasă, că tot vorbeam despre copii, cu câțiva copii cu căști, care bănuiesc că sunt obligatorii. Bun, în momentul în care ne apucăm de echitație... Era o competiție? Da, a fost o competiție acum două săptămâni la Florești, Carpatia Pony Show, o competiție care a fost deschisă aproape tuturor nivelurilor de călăreți, ceea ce este foarte important pentru că asta duce la deschiderea acestui sport. De la mine din club am venit cu 6 căluți și 9 copilași. Majoritatea dintre ei fiind copii care au început de la zero cu mine și au ajuns într-o perioadă de timp, într-un interval de timp, în funcție de fiecare și de dorința fiecăruia, bineînțeles, de talent și de dorință, au ajuns să meargă la concursuri. Spune-mi, te rog, care e modelul? Deci acești copii, cum au ajuns la lucru foarte bun, să facă echitație? Au dus părinții? Și-au dorit ei. De cele mai multe ori și-au dorit ei. De exemplu, un copil se duce la școală, povestește prietenilor, din prietenii respectivi mai vor 2, 3, 5 și tot așa mai departe. Adică, de cele mai multe ori, funcționează sistemul acesta din recomandare în recomandare, un copil aduce pe altul. Cam așa vin ei. Dacă întrebi pe majoritatea părinților de la noi, care au copii mici, îi întrebi repede, așa ca să nu aibă timp să gândească și unde vrei să-ți dai copilul, la ce sport, când o să crească mai mare, o să spună, nu într-o ordine oarecare, o să spună tenis, la not, la fotbal, dacă sunt băieți, da, pentru că sunt și pe vremuri s-a mai pierdut lucrul acesta, atletism. Pe vremuri gimnastică pe vremuri, pentru că era Nadia și Nadia a tras vreo 10 generații după ea. S-a mai pierdut, dar la echitație foarte rar. Pentru că nu este un sport promovat, din păcate. Păi iată ce facem noi acum. Acum da, acum încercăm. Uh-huh. Încercăm cât de mult putem. Și ca să încercăm, să vă spunem, ce face bine, de ce e bine, e bine echitația. În primul rând, este în aer liber, soare, frumos, vânt, natură, pădure, contact cu mediul înconjurător. După aceea, căluțul crește încrederea în sine a copilului, pentru că el ajunge să conducă, să controleze un animal mult mai mare decât el. Și să răspundă pentru fiecare mișcare. Să răspund și plus că... Îi creează reflexe, bănuiesc. Da, pentru că... Ca să poți să conduci un cal, să poți să-l călărești, să poți să-i ceri, să-l controlezi, trebuie în primul rând să-ți controlezi tu corpul tău perfect. În călărie, foarte simpatic este că nu e foarte greu ceea ce trebuie să faci, ci ceea ce nu trebuie să faci. Trebuie să reușești să te controlezi trebuie perfect. Trebuie să-mi spui și mie înainte să merg atunci la... Cred că asta a fost, asta așa este chestia, așa pentru este. Că noi oamenii, sau mai ales adulții, suntem obișnuiți tot timpul să facem ceva. Dacă vrem ceva, îl obținem făcând ceva. Pe cal trebuie, de fapt, pe lângă, ok, lucru, și comenzile, non-acțiunile sunt foarte grele, pentru că tu trebuie să stai cu minte și doar să dai anume comenzi. Iar tu îți dorești să faci tot timpul ceva, să faci ceva, că dacă nu faci... Să le pare mișcăm că... toate membrele, da, și nu, să deci obținem... din contră, trebuie să fii foarte calm, foarte liniștit, comenzile să fie foarte clare și să fie eficiente. Exact ce vrei, atât să ceri. Eu le numesc ca mișcări parazite, mișcările toate celelalte care n-au niciun sens, dar pentru cal, calul le simte. Toate. Le simte pe toate. Calul simte o muscă când se așează pe el. Deci, să fim serioși, simte orice. Și atunci orice agitație, orice mișcare, inclusiv starea psihică o simte. E tolerant, pentru că eu mă gândesc, oricât de răbdător, un părinte care și-a încârcă copilul
Caii sunt mult mai cuminți, sunt mult mai... E copilul tău, dar dacă copilul tău începe să-ți dea pumni în cap, palme, să-ți bagi un deget în ureche, unul în ochi, odată îl dai jos de acolo. Și caii... Bine, nu a zvârlit, nu, dar și caii sunt ca și oamenii. Există o anumită categorie de cai care se pretează pe partea de școală, unde vine unul și face ca toate animalele în spatele tău. Și stă răbdător? Da, și... deci caii mei, caii pe care eu i-am selectat în club. Dar și sunt cai de școală. Dar cum educi răbdarea? Nu o educi, ia să zic, i-am selectat. Aha. Asta este cuvântul, selectat. Deci ca și oamenii, fiecare cal are anumite calități. Și personalitate, bineînțeles. Și atunci cheia unui cal bun de școală este să fie pentru așa ceva. Deci trebuie să găsești calul care se pretează. Cum calul de școală nu poate sau poate, dar există cai de școală, cai de performanță, cai de plimbare, sunt cai care adoră să se plimbe în natură și care nu funcționează bine într-un manej acoperit pentru că li se pare că e spațiu prea mic, sunt cai care se simt protejați într-un manej acoperit și preferă să lucreze într-un spațiu mai mic și care se simt speriați în spații foarte deschise pentru că nu sunt obișnuiți. Deci pentru fiecare cal este necesar un timp destul de îndelungat pentru a observa care sunt abieturile lui, da, ce îi place, ce poți facă, da, ce și nu, pentru că iar acum ne întoarcem la ce spuneam un pic mai devreme, ne întoarcem la profesionistul care are un ochi format și care știe la ce se uite și vede potențialul sau nu mai potențialul, vede efectiv calul, că potențialul înseamnă că nu este neapărat exploatat. Tu vezi exact individul și îți dai seama dacă se potrivește sau nu se potrivește activității pe care tu vrei să-i o dai. Spune-mi și despre evenimentele viitoare sau ce v-ați gândit, ce urmează anul acesta. Îmi spune că acum 2 săptămâni a fost evenimentul. Da, acesta a fost lângă București, o să mai fie nu weekendul acesta, ci weekendul viitor încă un concurs de echitație tot în zona Bucureștiului. Oamenii pot veni să... Bineînțeles că pot veni. Toate concursurile... Ca la un spectacol, da, nu sunt bilete. Deci, pentru că nu e nefiind un sport foarte promovat, nici ca organizator de concursuri, da, nu prea. Vă bucurați dacă vin normal. Bineînțeles. Bine, acum, de exemplu, unele evenimente care sunt mai mediatizate, acolo, da, într-adevăr, sunt bilete. Dar la concursurile clasice, sunt făcute de Federația Națională de Echitație, poate veni cine în care dorește. Este liberă. Când anume este? 21-23 va fi un concurs tot în zona Bucureștiului. Da. Așa, ia să mai vedem Carpatia Pony Show aici. În schimb, și eu în clubul meu încet încet vreau să organizez mici evenimente, nu neapărat concursuri, dar există un calendar competițional, există o pagină a Federației Ecvestre Române unde oricine poate intra și vedea ce se va întâmpla. Dar aici vorbim fix de performanță. În schimb, în afară de performanță, pot fi diverse alte activități în diverse cluburi. Eu pot să, adică la mine poate să vină oricum oricine în club să vină să vadă. E frică să se suie pe cal. N-am nicio problemă. E primul pas, e frică. Vii și-l mângâi. Eu am cai foarte cuminți, foarte liniștiți. Bănuiesc că cei mai mulți dintre oamenii care nu au avut niciodată un contact cu un cal, totuși e un animal mare. Da, e impresionant. Da, nu cred că e cineva care niciodată n-a pus mâna pe un cal și vine prima oară și sare ca în filme. Nu, în niciun caz. Am avut persoane și copii și adulți care venind pentru prima dată mi-au cerut, și nu numai că mi-au cerut, dar le-am explicat eu că dacă își doresc un timp de acomodare înainte să se suie pe cal, să spună și să stea să-l mângâie, le explic unde, cum poate fi mângâiat, pe ce zone, pe gât, nu te duci la picioare, nu te duci, nu-i bagi degetele în gură, diverse, ca el să se acomodeze, să se obișnuiască, mă refer, el omul, da, să se obișnuiască și exact. Cât trăiește un cal cu aproximație? Acum, pentru că medicina veterinară s-a dezvoltat, sunt mulți cai de 30 de ani, de exemplu. 30 de ani. Dar vârsta pentru competiție, cam de la câți la câți ani? Calul începe la 4 ani. La 4 ani e cal tânăr. 4 ani e primul an. 4 ani, unii 5 ani. Dar 4 ani, să spunem că ar putea fi primul an în care are voie calul să concureze, pentru că ei sunt încă în creștere. Sunt cai tineri până la 7 ani inclusiv, după care de la 8 ani până la 20 pot să performeze în concursuri în funcție de fizicul fiecăruia. Sunt cai care concurează și la 20, depinde cum au fost îngrijiți și, bun, geneticul lor, sunt sănătoși, nu sunt. Și trebuie să întreb și lucrul acesta, după aceea, pensionându-se, se are grijă de ei? Aici, sau? De fapt, fiecare stăpân sau, nu știu, fiecare deci om în parte. Deci procedează după cum procedează fiecare. Clubul Ecviva a fost făcut pentru cai. Deci eu inițial n-am avut club. M-am apucat, cum am zis, la 24 de ani, adultă, dita mai capra de călărie. Deci cum a fost atunci? Cum a fost întâmplat? Așa. Că întrebasem și... S-a întâmplat în mod următor. La 24 de ani mi s-a oferit șansa să mi se spună du-te și faci ce vrei, tot ce n-ai făcut până acum. Adică actualul meu soț, după ce ne-am căsătorit, mi-a spus
ce ți-ai dorit să faci până acum și n-ai făcut niciodată, poți să te duci să faci. Zic, și poți să mergi la echitație? Subliniez, tot ce-ți dorești. Bun, cai, m-am dus la echitație. Am început într-un clubuleț micuț, tot din jurul Bucureștiului, acum nu mai există acel clubuleț. Și când am ajuns acolo și am înțeles că există oameni care trăiesc din așa ceva, primul țel a fost, mi-ar plăcea să ajung să trăiesc cumva în jurul calului, să fie asta, eu fiind de fapt la bază, am făcut finanțe bănci, am lucrat în comerț. Adică deci o legătură directă cu echitația. Directă, da, finanțele bănci și comerțul, da, sunt top. Am început să încalec acolo, după care, după vreun an și ceva, m-am hotărât să-mi iau primul cal, bine, a fost foarte hilar și asta, m-am dus într-un sat la niște țigani, am luat un cal de căruță, ăla a fost primul meu cal, foarte mândră am fost de calul meu. Și au vândut, mai aveau? Sau au luat cu căruța? Nu, mai aveau, După care mi-am dat seama... Stai. Și când te-ai dus într-un sat, deci m-am dus cu cineva, ziua? Nu m-am dus eu așa singură. M-am dus cu cineva care m-a dus în curtea unui țigan, că erau țigani, și au zis, uite, ăștia au niște cai de vânzare. Bun, m-am dus, mi-au arătat calul. Bine, mi-au spus că are 3 ani, n-avea 3 ani, avea 6. După dinți am bănuit eu că avea 6. Și m-am dus, cu calul, nu, da? L-am văzut, mi s-a părut ok, așa arăta decent ca animal. Nu-l chema niciun fel, eu i-am dat numele după aceea. Nu, era calul. M-am dus să văd calul. El chiar cal fiind. El chiar cal fiind era calul. L-am văzut prima dată, mi s-a părut ok. A doua oară am venit cu o mașină, cu oșa în portbagajul mașinii. Am pus șaua pe el, neștiind dacă acel cal fusese călărit vreodată sau nu. Adică aici vorbim de inconștiență deja. Acum n-aș mai deci face... Deci asta e la așa nu, atenție. Asta este la așa nu. Așa, da. După care s-a pus șaua pe cal, persoana cu care fusese, care m-a dus acolo, era tot așa un băiat care mai călărea, a zis, hai să mă sui eu așa un pic pe cal să văd dacă e cu minte. S-a suit așa în curte un pic, a fost calul cu minte, după care eu m-am suit pe cal, am pornit pe străzile din acel sat, cu persoana care mă dusese în spate într-o mașină, claxonând ca să ne asigurăm că e calul cu minte. Adică e nebunie maximă. Da. A fost cu minte, deci a fost ok. Convoi, deci. Da, era, deci oricum, a fost așa, ca la circ, exact. Da, nu mai comentez, încă o dată și, zic. Și, bineînțeles, te-ai băgat în balcon, că doar te gândești. Da, și l-am băgat. Nu, și după aceea l-am cumpărat, am început să-l călăresc, am fost așa un pic, mai mult sau mai puțin, la perioada respectivă autodidact, am citit multe cărți. Încă o dată aici, iară, paranteza, acum când dau lecția, a fost o promisiune pe care mi-am făcut-o eu mie, că orice și toate informațiile necesare învățării corecte le voi da tuturor elevilor mei, pentru că nu întotdeauna peste tot informația este corectă sau totală. Așa, și mă întorc, după care am început să-l încalec pe acesta, am cunoscut, la un moment dat am mers la un concurs de echitație, de obstacole, m-am dus să văd, evident, că eu cu calul tabac de la căruță nu puteam să sar. Mi s-a părut foarte frumos, am cunoscut acolo niște călăreți profesioniști, am început, mi s-au aprins niște beculețe, deci călăreți profesioniști, deci e mai mult decât să mă dau cu calul. Oricum, simțeam că echitația înseamnă mai mult decât să te dai cu calul și să fugi eventual pe aleile pădurii Băneasa din jurul grădinii zoologice și mi-am dorit mai mult de atât. Și atunci m-am îndreptat către călăreți profesioniști sportivi. Mi-am luat un antrenor cu care am lucrat 12 ani, cu care există am început. În România? Da, bineînțeles că există. Inclusiv eu sunt și antrenor acreditat Federația Ecvestră Internațională. Deci cum am ții lucrul acesta? Poate există sunt oameni cursuri. Interesați. Bine, ca să ajungi să faci chestia asta, trebuie întâi să fii călăreț. Da. Și după ce ești călăreț și intri în sistem... Din discuție, nu, dar în general, adică nu poți să vii așa, să zici, domne, eu n-am călărit niciodată, dar vreau să mă fac antrenor. Ok, e foarte frumos, dar întâi trebuie să călărești și trebuie să călărești ceva vreme, să acumulezi un bagaj de cunoștințe și intrând deja în sistem... Ca să înțelegi orice situație care apare, pentru că... Da, nu, dar intrând în sistem, deja după aceea știi ce ai de făcut dacă vrei să fii antrenor, dacă vrei să fii monitor, dacă vrei să faci cursuri pe Federația Internațională sau... Adică în momentul în care ai intrat, călăria în România este un micro-univers, micro-univers, în care toată lumea știe pe toată lumea și se cam știu ce mi se pare foarte interesant când vorbești despre cai, uite, prin comparație cu mașinile. Când vezi curse de mașini, de fapt motoarele diferă, dar până la urmă sunt niște mașini care de fiecare dată, ori în turnant, ori pe un anumit traseu, se întrec între ele. Pe când competițiile în care apar cai sunt extraordinar de variate. Vorbind cu tine, mi-am amintit doar câteva dintre... Extraordinar deci, de variate. Acum, competițiile, în primul rând... Nu, dar ce, apropo de ce poate face o mașină,
Și ce poate să în facă primul un rând, cal? În primul rând că în echitație sunt mult mai multe discipline. Exact, asta spuneam. Sunt, dar, iar și pe fiecare disciplină în parte se caută un anumit tip de cal, nu neapărat ca și model psihologic, ci fizic. Pentru că în funcție de scopul pentru care este creat acel cal, el poate sau nu poate să facă anumite lucruri. Vorbim iară, pornind de la ce am vorbit cu genetica, dar nu e numai asta. Că uite, de exemplu, mă uitam și la fotografii, un cal care sare peste obstacole, în mod evident... El trebuie să aibă anumită morfologie ca să poată să facă lucrul ăsta. Deci până la un anumit nivel... Hai să recapitulăm puțin sau să spunem. Deci iată, să ne amintim cu toții ce poate să facă un cal și câte imagini minunate pentru privitor pot oferi. Pentru cineva că se uită la televizor și vede o competiție sau pur și simplu un eveniment. Deci... sunt săriturile peste obstacole, dresajul, sunt cai de manești, să spunem, nu? Nu, cai de manești sunt cai de școală, aia sunt cai universali. Haideți să vorbim... Deci cei care fac pașii aceia laterali... Aia și... sunt dresajul. Dresajul. Ăla-i dresaj. După e care extraordinar există... ce pot face. Mai sunt că... Proba completă care îmbină obstacolele clasice în terenul de concurs. Deci dresajul, același cal face trei chestii. Face dresaj, acela cu pași extraordinari de care spuneți din aur, obstacolele și mai există acel cross, tot în cadrul probei complete, în care calul fuge prin natură și sare obstacole fixe. Deci dacă el lovește acel obstacol, nu cade obstacolul, cade ansamblu calcălăreț. Da, am văzut acele... obstacole fixe, cross se cheamă chestia. Da, după da, care da. Există atelajele. La atelaje, la fel, în cadrul atelajelor, unde eu nu mă pricep foarte bine și atunci nu vreau să mă bag în detalii, dar și acolo există diverse tipuri de probe cu atelaje, cu un cal, cu doi, cu patru, cu șase, cu șaretă mai mică, am cu văzut, mai mare. Da, cu... Ok, minunat. Nu cunosc plus foarte multe... Plus calul cu jocheu. După care există cursele de galop, cursele, unde da. Sunt cai cu jochei, după care există disciplinele western, care acum au fost introduse și ele în partea olimpică. Cum sunt? Western. Dar ce fac acolo, acum? Practic, sunt cai care au fost inițial folosiți de cowboy la diverse treburi prin bătăturile lor sau, bine, prin câmpurile lor, care iar au anumit fel de a fi și un anumit mod de a fi controlați pentru a strânge vacile, a se învârti în jurul a nu știu ce și așa mai departe. Să nu uităm că în Statele Unite e un adevărat cult pentru rodeo. Păi, asta zic, partea asta western. După care mai sunt cai de anduranță pentru distanțe lungi. Acolo de obicei sunt cai arabi, ei sunt obișnuiți să parcurgă distanțe foarte mari. În România trag tot felul de bat record în acestea cumplite, care câte jumătate de pădure de lemne. Aștia sunt, da, săracii ăștia de fapt poate să facă de toate amărâții, dar până la urmă să știți că unii nu sunt rău. Joacă în filme, sunt actori? Da, sunt, păi, da. Așa, și întorcându-ne la discuția cu cum am ajuns să am club. Da. Și dar te-ai mișcat repede? Nu, mă, adică... Când ai văzut că... poți? Când am văzut că pot, lucram încă, după care am rămas însărcinată, mi-am luat cei 2 ani care se dădeau la momentul respectiv și în acea perioadă am fost solicitată în clubul unde eram dacă pot să ajut la partea de școală. Eu vorbind și engleză și franceză la perfecție, puteam să lucrez cu toți ce erau expați. Și am început să dau lecții, le-a plăcut foarte mult elevilor care făceau cu mine, cei care m-au văzut din exterior și au dorit și ei să facă cu mine și așa mi-am dat seama că e ceva ce fac bine, aparent. Și după ce am făcut chestia asta, am început să am un nucleu din ce în ce mai mare de elevi, elevi care, pe care la fel i-am transformat în proprietari de cai, care au început să meargă la concursuri. Așa ar fi ideal, nu-i așa? Da, asta este schema. Calul tău. Da, nu, în momentul în care vrei să faci performanță, trebuie să ai calul tău. Din copiii de pe vremea aceea, mulți acum încă sunt în călărie și fac performanță, sunt la nivel de junior sau de tineret. Una dintre fetițele care a început cu mine la momentul ăla, vorbim deja de acum 13 ani, a fost acum 2 ani campioană balcanică la juniori. A fost copil care a început cu mine, a lucrat 7 ani cu mine, acea fetiță. Încăpățânată, nu s-a lăsat. Nu s-a lăsat și nici acum nu se lasă. E tot acolo. Și ideea este că am început să am nucleul ăsta. După care, mergând, am mai schimbat cluburile. Unele cluburi s-au închis. Asta e, se mai întâmplă. Mi-am dat seama la un moment dat că având un număr atât de mare de cai, e păcat să n-am locul meu. 1 la mână, 2 la mână. Începeau să mă îmbătrânească niște cai. Apropo de întrebarea dumneavoastră de mai devreme, dar ce se întâmplă cu cai când se pensionează? Și atunci am făcut clubul acesta ca eu să nu fiu nevoită să-mi trimit în altă parte, caii cu care am lucrat o viață. Să și să pot să-i țin lângă mine. Toate zilele lor. Da. Am calul cu unul dintre caii cu care eu am făcut performanță, am început primul cal, de fapt, de performanță după faimosul tabac, acest Carlos 432, a fost cu calul cu care am început să fac primele concursuri de la 90 de centimetri și am ajuns să fac
De-a lungul a 7 ani, probe, până la 1,30, am sărit obstacol de 1,70 m cu el. 1,70 m? Da. Este un cal care nu s-a oprit niciodată în viața lui, indiferent de cât de mare și de greu a fost acel obstacol. Deci eu nu știam ce înseamnă calul care se oprește în fața obstacolului. Că ați văzut la televizor, uneori caii mai refuză. Acest cal nu mi-a refuzat niciodată nimic. Sau în cazul bun se opresc în fața obstacolului și e clar că simt că nu... Nu, ăla nu e un caz bun. Ăla e nu, când... cazul rău este când sar și nu sar foarte convinși. Da, acolo mai ține și de cal și de călăreț. Sunt mai multe. Imaginați-vă că acest cal în 7 ani, mergând totuși pe probe destul de dificile și înălțimi până la 1,70, nu mi-a refuzat niciodată nimic. Și pentru calul ăsta... Trăiește, are 23. Bun. Trăiești? Nu. Dar cu calul, ce s-a întâmplat? Calul pe care l-am botezat eu Tabac trăiește și el în continuare și cred că tot așa, în jur de 22-23 ani, dar nu-i doamne, acum nu mai e la mine. A, deci oficial este Tabac zis calul. El fusese calul de mult, a fost Tabac. În ultim, eu l-am luat acum mulți ani, nu știu, 15 ani, 14 ani, deci Tabac de vreo 15 ani. Știi ce mi-amintesc? Pe vremuri era un serial... cu Sergiu Nicolaescu și cu Costel Băloiu. Cum se chema serialul ăla? Mona? Nu mai știu cum. Și juca și un câine lup. Apărea acolo. Și pe câinele lup îl chema Calu, fără L. Și la sfârșit când scria Sergiu Nicolaescu, deci nu am să uit, era mititel, Sergiu Nicolaescu, Costel Băloiu, celelalți actori și la sfârșit cel mai important. Și câinele Calu. Foarte bine, da. Foarte bine. Deci, într-adevăr, iată ce înseamnă animalele care au apărut, să spunem un pic despre asta, au apărut de-a lungul timpului în filme. Au creat emoții aparte pentru privitori. Mă amintesc, n-au trecut foarte mulți ani de când Spielberg a făcut War Horse. Da. În filmul acela apar o mulțime de oameni care sunt importanti și joacă foarte bine, dar calul... Calul creează emoție, calul creează vise, calul este... Ți-a plăcut filmul chiar? Da, bine, oricum am bocit, nu contează. Ideea este că, de fapt, calul îți creează senzația aceea de libertate, de zbor. Calul creează senzația și de zbor. Pace, deși e folosit la războaie. Da, dar eu tot la zbor mă întorc. Și galopul sau săritura este zborul pe care noi nu putem să-l facem singuri. Și atunci noi trebuie să avem grijă de ei și trebuie să le oferim... Pistruiatul, așa. Tot. Trebuie să le oferim tot ce au ei nevoie. Deci nu e... Și de asta aici m-am întors la clubul pe care mi l-am făcut pentru ei, pentru cai, unde să aibă tot ceea ce le trebuie, unde am gândit totul cal, adică să nu existe riscuri pentru ei, să nu există riscuri de accidente sau să fie cât mai mici, acum accidentul ăsta e un accident, dar să nu fie. Și cei care vin la mine în club aveți trebuie să înțeleagă... Aveți doctori veterinari locului. Sau chemați nu, doamne ferește prin nu, telefon? Există un doctor veterinar care aproape, adică nu vine de la... nu știu, câțiva kilometri, 10, 15, 20, dacă dar nu se e... întâmplă da, ceva. Dacă se întâmplă ceva. Să nu se încheie emisiunea fără să spunem și acest lucru foarte important, dacă sunt oameni care doresc să afle, să vină, să-și aducă copii, cum iau legătura? Pot să mă contacteze pe Facebook. Acum, deci, Ana Rosel. Ana, da. Ana, după care am înțeles că există pe Google. Dacă dau pe Google clubul de echitație Ecviva sau Ecviva, apar inclusiv cu numărul meu de telefon. Nu știu cine a fost binevoitorul, îi mulțumesc. Dar există, se pare. Adică există Ecviva. Sau dacă dau Ecviva o să apară. Și cu numărul de telefon. Păi cam da, uite, am făcut eu cum ai zis. Așa. Și pe lângă aceasta... Instagram, văd... Dar nu, ăla nu știu cine l-a făcut. Cineva a făcut, e pe Facebook, dar se găsește. Iar pe partea de club și de... A fost un efort foarte mare, este în continuare un efort foarte mare să funcționeze cum trebuie și... Ce să zic, orice ajutor este întotdeauna binevenit, am învățat în ultima vreme să zic mulțumesc și să o zic așa fără să mi se pară că e o problemă. Formal sau, da. Nu, deci e acel adevărat mulțumesc. Da, lucrurile care se uite. Astea sunt primele două care vă dispar. Bună ziua și mulțumesc. Să sperăm că... Și cu vă rog frumos. Vă rog frumos. Ecviva este un nume de internațional, adică există și în alte țări? Eu am stat, am gândit și mi s-a părut că e frumos. Ecvă vine Ecviva, Ecvestru și Viva de la viață. Deci Ecviva, viața, că am gândit-o așa și așa mi-a ieșit. Bun, deci dacă cineva dorește pe Facebook poate trimite. Ana Rosel. Dacă nu îndrăznește nici măcar pe Facebook poate veni să stea incognito acolo în spectacole.
Nu, clubul este în Dascălu, foarte aproape de București, la 20 de kilometri de kilometru zero. Acum sunt foarte multe căi de acces, poate să vină pe autostradă cu coborâre Primora Vlăsiei, poate să vină prin Colentina, Voluntari, Ștefănești, Dascălu. Se ajunge ușor, adică inițial poate părea un pic departe, dar e vorba de obișnuință. După ce vii o dată sau de două ori și îți dai seama că ai făcut 20 de minute, 20 de minute să fii în natură, în aer liber, într-un loc unde n-auzi nimic altceva decât păsări și eventual un câine, o pisică, un cal nechezând. În România acum mai e vreun hipodrom pe undeva? E hipodromul de la Ploiești. Mai e în continuare? Da, s-a redeschis de 2 ani. Eu atunci în minte, după 90, toată lumea a discutat multă vreme despre momentele în care te așteptai să fie veșnic, pentru că era mereu plin, acolo erau cursele, acolo era, după că la un moment dat, după 90, când lucrurile erau blurate peste tot, a început să aibă probleme și ții minte că o bună perioadă de timp a fost închis. Da, știți cum e acum? Acum haideți să vă spun ceva. Hipodromul, da, e drăguț, e frumos. Acolo te duci, vezi niște cai alergând, e foarte frumos. Dar contactul real cu calul tot în cluburile acestea mai mici de călărie. Și calul, ok, acum am vorbit despre cal, cal sport, cal performanță, dar există și partea de cal hipoterapie. Cal care rezolvă probleme ale unor copii sau adulți cu handicap, cu autism, chiar aici în club de mâine o să vină și o doamnă psiholog cu un prim grup de copilași pentru a vedea cum interacționează și ce beneficii va aduce contactul cu calul în cazul lor. Și chestia asta este iară o latură, pentru că despre asta nu am vorbit deloc, care este dezvoltată în toată lumea și este minunată, adică se întâmplă minuni cu copiii care sunt aduși la cai sau oamenii cu probleme fizice și psihice care vin. Orice persoană care vine. Da. Senzația mea când încă mai lucram și călăream în același timp, mergeam după servici, mergeam să încalec, era că tot stresul acumulat în ziua respectivă era absorbit în cal ca un burete. Deci parcă totul se ducea așa către cal și eram relaxată și mulțumită. Și... E frumos să preiei toată energia negativă? Dar nu cred că o preiau, cred că e așa un mod de transformare, e ca și cum spunem că udăm un pom și crește frumos, nu știu. Da. Știu ce să fac, o aruncă undeva. Știu ce să fac cu ea. Păi ții minte, și despre plante se spune și eu cred în mare parte acest lucru, că de multe ori e bine când simți că ești încărcat, dacă n-ai un calan de mână și mai aproape o plantă, să dai energia, să crezi că dai energia negativă. Dar n-ar fi mai bine să nu credem nimic și să lăsăm să se întâmple? Da, asta pentru e că ideal, asta, așa. Eu zic că așa e mai bine, pur și simplu să zovi, să te relaxezi, să te simți bine și abia după aceea să-ți dai seama cât de bine sau cât de bine te simți, ce frumos a fost ziua. Asta cu hai să dăm, hai să luăm, hai să scăpăm, da, nu vrem să scăpăm, să se întâmple. Adică... Da. Am văzut că unele posturi care prezintă sport au început, m-am bucurat foarte mult față de, nu știu, anii 2000, au început să mai dea competiții, să vezi cai, practic, la televizor. Se dau și este un sport care în România, la momentul ăsta, este în plină dezvoltare. Și noi, iară, vă spun, vorbim de sport. În televiziune sunt vreodată filmate? În afară că filmați voi, da. Nu, mai sunt. De acum depinde. Competițiile care sunt în orașele mai mici, unde, într-adevăr, acea competiție este un fel de wow, de eveniment local, sunt mediatizată cum trebuie acolo. Local, da. Și bine. Încă o dată, iară, ne întoarcem la chestia asta cu sponsori, cu mulțumesc și cine ne poate ajuta să fie bine primită. Poate și o vizibilitate mai mare a acestui sport ar putea aduce mult mai mult sportiv și o dezvoltare a lui. Pentru că și aici e importantă vizibilitatea. Cu cât mai mulți oameni știu că există sportul ăsta și se bucură de el, cum e fotbalul. Toată lumea face fotbal. Nu. Am putea să facem... În Germania, echitația este sportul numărul 2 după fotbal. Știți care e culmea? Cei care folosesc cel mai des cuvântul cal sunt iubitorii de mașini, care tot timpul nu vorbesc decât despre cai putere. Da, dar n-are nicio legătură. Nu, n-are, dar iată că practic calul este unul dintre animalele foarte puține în istoria omenirii care a mers împreună cu omul peste tot. Exact. Deci la bine și la rău. Sus la dezvoltarea omenirii, pentru că dacă nu era cal, nu se puteau face o grămadă de lucruri. Da. Iar acum caii există prin prisma acestui sport, al echitației, al hipoterapiei, al dorinței oamenilor de a lua din nou contact cu natura, pentru că acum pentru cal în sine pe pământul ăsta nu mai există loc.
Asta am vrut să întreb, mă gândisem cumva pe finalul emisiunii când vorbeam mai devreme despre Warhorse. Ai spus că exact asta și multe din imagine din film pentru asta au fost făcute, într-adevăr. Îți sugerează mereu cuvântul, esența cuvântului libertate. Dar în România, nu știu, în lume poate, în România mai există cai liberi? Da, undeva? În Letea, în pădurea Letea. Care, nu, liber în sensul că s-ai nimănui și da, cai liberi? Sunt liber cai cu... sălbatici din pădurea Letea. Mai există cai sălbatici? Există cai sălbatici din pădurea Letea, da, există. Și n-a venit nimeni să... Păi nu, acum există asociații care au grijă, care se ocupă, da, există. Eu, calul sălbatic în sine, poate fi considerat o rasă? Nu știu, calul sălbatic în sine se consideră un metis, pentru că și calul sălbatic, de unde a ajuns sălbatic, în ce formulă, deci e un cal, este o cabalină, să-l numim o cabalină. Cum e mustangul, de exemplu, toate legendele cu mustangul trăpaș. Cal sălbatic, dacă eu aș lua, de exemplu, dacă cumva un cal din acei cali sălbatici ar s-ar face un pașaport, este trecut metis. Aha. Exact așa cum metis sunt și toți căței de pe drum, care pot să asemene cu un labrador, cu un șnauțăr, cu pentru orice... Că undeva pentru că undeva lor a existat... s-au întâlnit cu... Da, da, da. E, așa și cu cai ăștia, să zicem, sălbatici. Ce mă bucur că s-aud că mai există cai... Există. Dar până la cai sălbatici avem pe ăștia aici, mai da, aproape. Da, da, nu am întrebat apropo de ideea ăștia de, sunt, de libertate. Da, și oricum, eu nu recomand să te duci și să intri în contact cu un cal necunoscut, un cal pe care nu-l știi, un cal... Nu. Deci, vrei să vii prima dată să iei contact cu calul, vină într-un club, vină într-un cadru organizat, cu cai care sunt cunoscuți, știuți, pentru asta sunt ei acolo, ești îndrumat de persoane care îți vor spune ce ai voie și ce n-ai voie, când și cum, ca totul să se întâmple în siguranță. Da, asta ce spui tu nu e doar o recomandare, este obligatoriu, deci presupun că niciun caz cineva care dorește prima oară nu se ducă la... domnul care l-a vândut pe calul să-i spună lasă-vă și pe mine cinci minute să călăresc. Aia e ca să veți fi uimit. Dacă nu, dar e indicat e totuși într-un cadru organizat. Nu, totul trebuie să fie într-un cadru organizat, trebuie să fie într-un loc unde persoanele care însoțesc oamenii să fie autorizate de către, măcar de către Federația Română, adică asta contează, pentru că primul contact și primele experiențe pe care le ai cu un cal poate să determine continuarea sau abandonarea acestei activități. E una dintre pasiune, se întâmplă, trebuie să întreb și lucrul ăsta, care se poate întâmpla teoretic să-ți treacă vreodată? Nu. Cel mare. Puțin eu nu pot să spun, mie nu o să-mi treacă niciodată. În schimb, cei care sunt pasionați, sunt pasionați. Microbul calului e microb până la sfârșit. Oamenii care au făcut echitație cumva până la adânci bătrâneți și până în ultimul moment, chit că nu mai pasă în cale ce vin și ei sunt pe lângă sunt cai. Acolo, na. Își povestesc din experiențele lor trecute, încearcă să îmbogățească cunoștințele celor tineri, dar ei sunt acolo. Dacă cineva spune că și-a pierdut pasiunea pentru cal, înseamnă că ea poate n-a fost niciodată o atât de mare pasiune. Deci microbul calului nu moare, nu dispare, ăla e acolo. Nu mai știu care acum legislația internațională în ceea ce privește caii, dacă sunt țări care militează pentru că acești cai să nu fie folosiți niciodată în scopuri belicoase. Știu că pentru delfini a fost la un moment dat o mișcare extraordinară când se gândiseră să delfinul fiind foarte inteligent să atașeze niște bombițe mici în botul delfinului și asta se ducă kamikaze. Ideea, știți care este? Ideea este următoarea, că există protecția animalelor, există reglementări foarte clare și pentru partea de competiții, viața competițională, se fac teste, n-ai voie doping, n-ai voie să faci anumite lucruri cu acei cai. De asta se limitează și înălțimile maxime la care ei pot să sară, dificultățile și așa mai departe. Deci ei se încearcă o protejare a lor. Și se reușește? Și se reușește. În principiu se reușește. La noi legislație cum trebuie pentru cai? Păi la noi, noi suntem o țară... Noi suntem o țară europeană. De ce n-ar fi, nu? Trebuie să fie legislația ca peste tot. Ce ar mai fi de făcut dacă, de exemplu... Sau tot e bine pus la punct? Nu, ideea este următoarea. Ce ar mai fi de făcut această vizibilitate mai mare? Mediatizarea, atragerea maselor. Pentru că până la urmă din mase ies vârfurile și masa este cea care întotdeauna susține. Da, așa a fost mereu. Sunt câțiva, ok, cum am vorbit mai devreme, ne dorim să intre și să se atragă oameni care au putere financiară, dar pe lângă aceștia
există masele, câte un pic, câte un pic. Școlile organizează, nu știu, excursii să vină, mai vin în acele săptămâni altfel. Mai vin, să zicem că mai vin, dar nu suficient, adică s-ar putea mult mai mult de atât. Că bănuiesc că de câte ori vin copilor le place, cu siguranță. Da, dar să știți că și aici, apropo de pasiune și de curaj și de dorință, se vede că unii vor foarte mult, alții nici nu se suie, unora le e frică să se apropie, deci e până la urmă fiecare individ își dorește sau nu, vrea sau nu, poate sau nu. Da. Sau își dorește și nu are curaj. Păi asta zic. Moment cu care am început emisiunea, da? Dar acum vă invit să veniți și să vedeți că se depășește momentul. Adică... Deci dacă, fiți atent, dacă nici pentru mine nu e timpul pierdut, chiar că nu, am cunoscut o doamnă care s-a suit prima oară pe cal la 65 de ani. Și a ajuns să meargă, să facă pas și trap, să se plimbe prin pădure cu calul, adică... Și că e fericită cu adevărat. Da, deci s-a apucat, subliniez, s-a apucat, nu că avea 65 de ani și mai călărise, nu, atunci a venit prima dată. Iată. Mii de mulțumiri, s-a dus ora cu viteza, cu puterea unui cal, foarte repede dacă vrea. Mii de mulțumiri, Ana Rosel, de la clubul Ecviva. Plăcerea mea. Te mai așteptăm să mai vorbim despre acest animal superb. Bine care înțeles. A fost și prietenul, a făcut tot ce a putut el, toată istoria pentru om. A fost și slujitorul lui și chinuit de om și prietenul omului și omul l-a folosit, a făcut ce a dorit el cu calul și cred că merită nu numai calul, dar poate în mod special el un respect etern pentru... Suntem ceea ce suntem și pentru că a fost calul alături de noi. Da. Și știți cum se spune? Un cal fără călăreț este cal. Un călăreț fără cal este doar om. Așa este. Da. Și pentru un cal, la un moment dat, se dădea și un regat și calul e al de unde nu-i. Da. O zi minunată, îți dorești și te mai aștept. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. La revedere, pa, pa. La revedere.